ziua și bine ați venit la interviurile săptămânale PS News. Invitatul ediției de astăzi este liderul PNL București, domnul Cristian Bușoi. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Vreau să vă întreb, în primul rând, cum comentați ultimile sondaje din ultimele 2-3 luni. Toate atestă o diferență de cel puțin 10% între PSD și PNL, cele mai importante forțe politice ale scenei autohtone. Ce așteptări aveți în această ordine de idei de la alegerile parlamentare care se apropie? Mai cu seamă că și USR este cotat cu un scor în creștere, gravitează undeva în jurul procentului de 10%. Experiența ultimilor ani și numai ne-a învățat să luăm cu foarte multă rezervă sondajele de opinie, pentru că, din păcate, în România, sondajele de opinie au devenit mai degrabă o armă de campanie electorală decât un tablou neutru și obiectiv al unei situații politice de la un anume moment. Pe de altă parte, așa cum s-a văzut în mod spectaculos în cazul Brexit sau în cazul victoriei lui Donald Trump, chiar și în țările unde institutele de sondare a opiniei publice au o tradiție și o continuitate și nu sunt nici de cum dependente de comenzile din spațiu politic și au fost mereu susținute de mediul privat să se dezvolte și să își construiască echipe de oameni foarte buni și foarte capabili, chiar și acolo, uneori, cele mai bune institute de sondare a opiniei publice se pot înșela. Pentru că există din ce în ce mai mult o opțiune pe care oamenii o au și nu o declară. Există, datorită informației care bombardează, mai ales pe rețelele online, zi de zi, clipă de clipă, alegătorul, foarte multă volatilitate în zona opțiunilor politice și atunci e foarte greu să captezi o anumită imagine și sociologia are o limită, o limită care în România s-a văzut de foarte multe ori, în alte țări importante ale lumii s-a văzut în momente cheie. Ceea ce este important pentru Partidul Național Liberal este să obținem cel mai bun scor pe care îl putem obține la aceste alegeri și acest scor să ne permită să construim în jurul Partidului Național Liberal cu proiectul de prim-ministru Dacian Cioloș o majoritate în viitorul Parlament pentru a ne pune în aplicare programul și proiectele de guvernare. Și pentru a ține România pe calea reformelor, pe calea schimbării, pe calea consolidării statului de drept, pe calea transformării administrației publice centrale într-o administrație transparentă, corectă, aproape de cetățean. O continuitate, să înțeleg. O continuitate față de multe dintre principiile pe care le-a enunțat Dacian Cioloș, dar cu mai mare performanță în punerea lor în aplicare. Pentru că eu cred că, deși Dacian Cioloș a fost un prim-ministru foarte bun și este un profil de lider politic și de prim-ministru de care România are nevoie, nu a avut întotdeauna o echipă îndeajuns de solidă, de experimentată, de închegată și cu un sprijin politic în Parlament și în zona partidelor politice consolidat, care să îi permită să pună și în aplicare multe dintre proiectele pe care le are. Sunt miniștri care au reușit să facă niște lucruri foarte bune, sunt însă miniștri care nu au avut susținerea necesară nici în interiorul ministerelor, nici în spațiu public, nici în spațiu politic și nici în Parlament și nu au avut nici experiența de a putea duce un proiect până la capăt sau măcar de a face niște lucruri foarte concrete într-un timp scurt, pentru că nu aveau experiență în a conduce sisteme. Revenind la această problemă a majorității, a viitoarei majorități, cu cine, în afară de USR, ați putea face o majoritate sau vă gândiți la așa ceva? Este UDMR, care până la urmă este membră cu drepturi depline ale PP, la fel ca Partidul Național Liberal. Traian Băsescu, am văzut în ultimile declarații că tot trimite sol de pace, cel puțin declarativ, că el ar vrea o formulă guvernamentală alături de PNL. La ALDE, din informațiile pe care le-am și eu, s-a răcit povestea de iubire cu PSD-ul. Cam ce formațiuni vedeți dumneavoastră ca putând fi angrenate într-un astfel de viitor de susținerea lui Dacian Cioloș și după alegerile parlamentare? Chiar dumneavoastră, în mod foarte corect și foarte realist, ați descris un peisaj politic din viitorul Parlament, care arată că posibilitățile de a construi o majoritate
sunt destul de multe. Ceea ce vă pot spune clar și răspicat și dumneavoastră, celor care ne urmăresc și cei care vor citi știri, este faptul că Partidul Național Liberal nu va face nicio construcție de guvernare cu Partidul Social Democrat. Sunt atât de multe lucruri care ne despart în viziunea despre viitorul României. Dacă ar fi să sintetizăm, și nu vorbesc nici în clișee, nici în slogan electorale, dar o spun cu toată hotărârea că dacă PNL vrea să ducă România înainte, pe calea europeană, pe calea consolidării statului de drept, pe calea consolidării parteneriatului cu SUA, pe calea construirii unui mediu de afaceri mult mai corect și mai transparent, pe calea reformei administrației publice, pe calea reformei sănătății, PSD dorește un revizionism și o reîntoarcere la politicile populiste în care se împartă un buget sărăcit și prăduit de baroni de diverse grupuri de interese către anumite categorii sociale, să pună presiune pe mediul de afaceri, să descurajeze investițiile străine, să pună în discuție ce am reușit să facem pe calea unor reforme în justiție, chiar dacă, în mod clar, justiția încă dă rateuri și, din păcate, mai sunt probleme care trebuie unele dintre ele îndreptate legislativ, altele în conduita unor instituții, dar direcția este cea corectă și este cea așteptată de români și de partenerii noștri. PSD vrea să dea totul înapoi și între noi și PSD nu poate fi vorba de o colaborare în următorii ani și nici nu-i bine să o facem pentru că apele trebuie despărțite în România, s-au despărțit în 2014 și trebuie să se consolideze această diferență și până la urmă această alegere pe care românii trebuie să o facă între două opțiuni total diferite. Dar altfel, sigur, Uniunea Salvați România este un partid care în mod deschis a spus că dorește să-l susțină pe Dacian Cioloș, chiar dacă mai are săgeți și către PNL și către anumite alte forțe politice. Dar e o chestiune de tactică electorală pe care o putem înțelege și noi nu avem nicio problemă în această campanie cu USR, nu avem niciun conflict, nu e adversarul nostru. Nu avem ce să polemizăm. Adversarul comun este PSD-ul. Ce să polemizăm? Adversarul nostru este Partidul Social Democrat și în mod clar trebuie să polarizăm în această direcție. Au venit în ultimul timp semnale clare dinspre UDMR și este un partener în Partidul Popular European. Ați avut vreo discuție? Ați auzit de vreo discuție sau semnale pur declarative? Fiindcă semnale de genul ăsta probabil că... Eu tind să cred și înțeleg că au fost și câteva discuții exploratorii. Sigur că orice discuție decisivă nu poate avea loc decât după ce în seara zilei de 11 decembrie știm fiecare partid ce zestre de parlamentar și ce pondere are în viitorul parlament. În ceea ce privește pe Traian Băsescu, eu cred că e o discuție fără niciun rost, pentru că, în opinia mea, PMP nu va intra în parlament, așa încât încercarea de a se agăța de Partidul Național Liberal pentru a-și mobiliza cumva susținătorii și mai ales membrii de partid, că vor face parte dintr-o guvernare, că vor avea cum să își satisfacă electoratul și rețeaua electorală și rețeaua de partid, sunt doar niște declarații de campanie, dar care nu vor avea o aplicabilitate practică. Cred că Partidul domnului Băsescu nu va intra în Parlament și cred că odată cu aceste alegeri parlamentare trebuie închisă și fila mai degrabă dureroasă, mai degrabă negativă, mai degrabă încărcată de conflicte, de ură, de dezbinare, care a reprezentat-o domnul Traian Băsescu în istoria României în ultimii 12 ani. 10 ani de președinte, 2 ani din 2014 și până acum de activare foarte ciudată și neprincipială, atacând lucruri pe care acum 2 ani le susținea cu entuziasm, dar atunci când nu-i mai convin, ele devin o problemă. De fapt, ne-a obișnuit în acest fel. Cu aceste inconsecvențe totale. Odată cu eșecul de la aceste alegeri parlamentare, cred că se închide definitiv o carieră politică și România merge înainte fără a îl mai avea în peisaj pe domnul Traian Băsescu. Dar ALDE va intra în Parlament potrivit analizelor pe care și dumneavoastră, ca orice partid, le comandă. Care este stadiul analizelor? Ce vă arată analizele comandate în PNL? Și privitor la cele două, și trei... Și ALDE partide? Este undeva la limită și nu doar analizele noastre, sunt analizele tuturor forțelor politice. Și dacă participarea la vot va fi una serioasă, există șanse foarte mici, spre zero, să acceadă în viitorul Parlament.
Sigur că acum, cel puțin la nivelul leadership-ului, Alde a intrat într-o retorică împotriva unor instituții ale statului, chiar împotriva unor parteneri transatlantici sau europeni. Vrea să pozeze în antisistem când, de fapt, sunt oameni care au reprezentat chipul sistemului atâta. Nu doar atât. Încearcă să stimuleze o nișă care există și care, sigur, are anumite dubii legate de activitatea unor instituții, dar felul acesta în care stimulez această dezbatere și argumentele destul de false pe care le aduc și mai ales felul destul de agresiv cu care atac anumite principii, în opinia mea, arată că e destul de complicat să găsim un limbaj comun. Chiar dacă, dincolo de președintele partidului sau unul din cei copreședinți, domnul Tăriceanu, și dincolo poate de o anumită retorică publică de campanie, există în interiorul ALDE oameni care au făcut parte din Partidul Național Liberal, care dintr-un motiv sau altul au plecat dezamăgiți, dar care știu sigur că nu împărtășesc întru totul acest tip de retorică. Da. Dar pentru momentul alegerilor din 11 decembrie și chiar pentru momentul imediat după 11 decembrie, nu e o discuție care să poată fi făcută în această direcție. Eu sper să întrunim atât de multe voturi, în primul rând PNL și apoi ceilalți doi parteneri. Nu uitați că 4% din Parlament reprezintă și minoritățile naționale, pentru ca pe acest nucleu și dacă mai vin și se aglutinează în mod independent și parlamentar din alte partide, în ciuda presiunii pe care o vor face liderii acestor partide, să putem să construim acea majoritate care să genereze un guvern pro-european și reformist. Un guvern al schimbării României. Dumneavoastră ați declarat într-un interviu oarecum recent că una dintre primatele mandatului dumneavoastră la PNL București este acela de a pune punct bisericuțelor dintre foștii pedeliști, dintre actualii colegi de partid. Reușiți să puneți punct acestor bisericuțe, fiindcă mai cu seamă în perioade electorale le fac destul de mult rău unui partid, oricare ar fi el. Eu cred că am reușit să generez un spirit de echipă și un spirit de implicare în organizația PNL București. Avem o organizație decisă să obțină cât de mult poate la alegerile parlamentare. Pornim de la un scor rușinos la alegerile locale, care sigur se datorează și unei conjuncturi independente de PNL, apariția unui competitor politic, votul dintr-un singur tur, care a consolidat Partidul Social Democrat, care practic au adus o situație cu anumite dezamăgire față de Partidul Național Liberal în general, pentru că vorbim de un public urban, de un public instruit, care nu răspunde doar la stimuli organizației București, organizațiilor de un electorat captiv, ci răspunde în primul rând la stimuli unei conduite naționale a Partidului Național Liberal și chiar mai mult decât atât. Poate chiar gesturi pe care le face premierul, gesturi pe care le fac alți lideri de primă mărime din scena politică românească, impactează în primul rând pe electoratul din București, mai mult decât pe electoratul din alte zone, chiar urbane. Dacă în Timișoara, în Cluj, în Oradea, în alte municipii mari și în alte județe, contează foarte mult și leadership-ul local, contează foarte mult și felul în care se implică primarii noștri, contează foarte mult și ce au făcut primarii noștri, contează foarte mult și lista de candidați, pentru că oamenii cunosc fiind comunități mai mici. În București, cum ne mișcăm la nivel național, și nu o spun decât ca și mod de analiză, pentru că eu fac parte și din leadership-ul național. Da, deci nu mă derobesc și spun că doar organizația București trebuie să... că nu doar organizația București influențează rezultatul. Toate lucrurile acestea pot influența. Eu cred însă că PNL București a venit cu o listă foarte bună, care l-a semnat cel puțin pe primele trei locuri. Evident. Vine cu trei personalități care repede s-au remarcat a fi niște asset-uri nu doar pentru București, ci și pentru Partidul Național Liberal în ansamblu. Academicianul de Năilă, foarte bine primit. Profesorul de economie Florin Câțu, care combate în toate dezbaterile din televiziuni, din presă, pe de o parte argumentele false ale PSD, pe de altă parte promovează viziunea noastră. Și Hildegard Brand, în jurul căreia s-au unit mai mulți oameni de afaceri curați și care n-au lucrat cu statul și care vor să schimbe ceva în mediul de afaceri, plus oamenii buni de pe lista de Camera Deputaților, Adriana Săftoiu, Eugen Nicolaescu,
Ovidiu Raevski, Florin Alexe, oameni care au arătat că pot performa și pot fi transparenți și corecți în activitatea lor politică, toată această echipă cred că poate fi un argument foarte bun să obținem un număr de voturi. Și mi-exprim convingerea că Partidul Național Liberal în București va obține un rezultat mai bun ca la locale. Cam care sunt așteptările? E greu să nu vreau să dați cifre, dar... Un rezultat mai bun decât la alegerile locale, în condițiile în care e posibil ca, datorită creșterii USR-ului, ca la nivel național PNL-ul să fie tot simte pe acolo, da, față de rezultatul, da, de la locale. Un rezultat cu 3 în față, dar nu mult îmbunătății. Și atunci PNL București, Organizația București, poate fi una dintre organizațiile puține care au un salt important față de alegerile locale și pentru asta luptăm. Și luptăm ca să aducem cât mai multe voturi la zestrea națională de voturi a Partidului Național Liberal. Sigur că poate nu toată lumea e mobilizată în același fel, poate nu toți muncesc în același ritm, dar ca un tablou general, în acest moment organizația pare articulată, pare unită și pare hotărâtă să obțină un rezultat bun la aceste alegeri. Cum comentați administrația roșie a Bucureștiului de după alegerile locale? E fapt fără precedent ca Bucureștiul să ajungă oarecum la mâna PSD. Desigur, sunt discuții, sunt cu duși întors. Am văzut primarii în 2012 care nu și-au terminat mandatul. Există foarte multe speculații și scenarii încă de acum și legate de numele celor care ocupă funcții înalte și jilțuri edilitare. Cum comentați dumneavoastră din postura de om care a vrut să candideze la primăria capitalei, chiar a demarat oarecare campanie, această administrație a Gabrielei Firea? Ce vedem după câteva luni de... Nu vedem nimic concret, vedem doar niște intenții și niște povești, nici măcar aceste intenții și aceste povești toate duse până la sfârșit ca intenții și ca povești. Adică suntem voi de capul nostru în București. Avem aproape 6 luni de mandat în care realizările sunt foarte puține, în care doamna Firea în mod haotic sare de la o idee la alta, o abandonează, revine. Aduceți-vă aminte că una dintre propunerile inițiale a fost aceea de a face transport în comun gratuit, da, total. Idee pe care a uitat-o cu nonșalanță la câteva săptămâni, când și-a dat seama că e aproape imposibil în mod practic să se întâmple acest lucru. A vorbit de cumpărarea unor autobuze second hand. Când presa a intrat cumva în dezbaterea acestei idei și a ridicat semne de întrebare că există puține firme care să aibă un parc de 200 de autobuze second hand după un anume tipar, toate aceste 200 de autobuze, și toți se duceau cu gândul către o anumită zonă de interese, a abandonat imediat lucrul ăsta și mai nou vrea să cumpere autobuze noi. Din ce fonduri, în ce fel, de ce doar autobuze, de ce nu și tramvai? Asta e o problemă întotdeauna la PSD, niciodată nu se vorbește despre sursele de finanțare, nu. Se prezintă o idee, se flutură și... La fel ca și programul domnului Dragnea în sănătate, care promite verzi și uscate și luna de prefer, doar eu prostit din nou pe români, și programul și promisiunea doamnei Firea pentru București, sunt tot un fel de Harry Potter, un fel de nălucă care încearcă cumva să-i seducă acum pe bucureșteni, după care să mizeze pe memoria foarte scurtă a celor mai mulți și să găsească diverse explicații de ce s-a vrut și nu s-a putut, deși, așa cum foarte bine remarcați, nu există nicio scuză, pentru că unul au o majoritate clară în Consiliul General, au toate sectoarele de parte a Partidului Social Democrat și au toate pârghile administrative la Primăria Generală, la primările de sector, pentru a pune în aplicare anumite proiecte. Cred că modul în care e condusă în acest moment capitala este un mod extrem de neserios, extrem de haotic și extrem de incorrect față de bucureșteni, prin nivelul de așteptare pe care îl generează prin declarații publice foarte înalt și nivelul de punere în practică a promisiunilor foarte scăzut și care îi afectează în mod clar pe București. Personal, fiindcă din exterior se vede mai bine, credeți că are idealuri politice mai înalte doamna Gabriela Firea? Nu știu și nici nu cred că este relevant pentru nimeni acest lucru. Cred că, așa cum s-a mai văzut în trecutul nu foarte îndepărtat,
chiar în ceea ce privește o personalitate care a condus Bucureștiul, și doamna Firea este un balon de săpun care, odată ce va deveni limpede că nu livrează nici măcar 1% din promisiunile pe care le face și că în acest moment capitala este condusă într-un mod cu totul și cu totul haotic și fără vreo perspectivă de a face ceva concret pentru bucureșteni, acest balon de săpun se va sparge și nu va putea să dea consistența pe care un om politic o poate, de care un om politic are nevoie pentru a viza și alte funcții. Eu cred că înainte de a gândi la alte demnități, ar fi esențial să facă ceva cu adevărat în București. Ori traficul nu doar că nu e nici de cum îmbunătățit, ar fi fost și foarte complicat în 6 luni de zile, dar este mai rău și nu există în acest moment niciun plan concret de a face ceva pentru trafic. Nu s-a mișcat absolut nimic, nici măcar în materie de intenție de a face niște lucruri. De proiecte, de... În ceea ce privește infrastructura de sănătate, ba domnul Dragnea vorbește de un mare spital de peste 1 miliard de euro, ba doamna Firea continuă să dea din banii bucureștenilor peste 100 de milioane spitalelor existente pe niște achiziții care au fost intens criticate de societatea civilă și de jurnaliștii de investigații. Controversate, da. Sigur, s-a pretextat că sunt doar niște greșeli materiale, că s-au adăugat un zero în plus la unele echipamente, dar nu e foarte clar exact care sunt costurile și de ce avem nevoie de aceste investiții, de ce nu odată pentru totdeauna nu ne concentrăm pe un proiect care să rezolve probleme de sănătate din București într-un mare spital în care o parte din cele 19 spitale să-și găsească o nouă casă. Avem 19 spitale în administrarea București în acest moment. Unele dintre ele au mai fost îmbunătățite ca și infrastructura. Acolo unde au fost și manageri foarte buni. Spitalul de ortopedie de la Foișor, de exemplu. Cu un manager bun și cu o susținere din partea Consiliului General, lucrurile s-au schimbat. Chiar și la Spitalul Sfânta Maria, acum este într-o controversă, nu intru pentru că nu mi-e clar exact care este situația de fapt în legătură cu proiectul cu transplantul, dar în ceea ce privește alte investiții de acolo, lucrurile s-au mai mișcat. Avem de asemenea Spitalul de la Gomoiu, care ar trebui finalizat și care în acest moment este blocat în continuare, în ciuda a ceea ce clamează doamna Firea. Și acolo este una dintre marile probleme de dezorganizare și de prost management din timpul domnului Oprescu, pentru că datorită unor lucrări făcute cu totul și cu totul contrar legislației și cumva la limita contractului și datorită unor conflicte care nu au fost tranșate între consultant și constructor, lucrurile au rămas în aer, nimeni nu mai vrea să-și asume de frica legii, de frica situației și atmosferei din România și avem de 2 ani o construcție care riscă să degradeze pentru că va trece a doua iarnă peste această construcție. Dar dacă s-ar termina acel spital, am avea un spital de copii bine închegat. Și avem restul spitalelor unde poate nu s-a investit de mult în clădiri, dar s-au mai cumpărat niște lucruri în aparaturii, da. Dar care, fără a fi desființate ca unități de sine stătătoare, pot să-și găsească o casă nouă, mai ales că multe sunt monospecialități și pot fi toate duse într-un mare spital al Bucureștiului, care să rezolve nu doar probleme de sănătate ale bucureștenilor, dar chiar și ale altor cetățeni ai României. Mai ales că în multe dintre aceste locuri sunt medici foarte buni. Ori nu vedem acest gen de abordare, vedem în continuare împărțirea unor fonduri care ridică semne de întrebare și care, evident, urmează a fi monitorizate în continuare. Deci de este o continuitate civilă. A apucăturilor din o perioadă. Este o continuitate a ceea ce a făcut administrația pe care și în timpul domnului primar Oprescu, când am calculat noi în 7 ani de zile, s-au dat 320 de milioane fără însă a vedea niște schimbări fundamentale de euro, fără a vedea niște schimbări fundamentale în funcționarea spitalelor. Ori un spital, spitalele regionale pe care le discutăm cu Uniunea Europeană sunt bugetate la 90 de milioane de euro fiecare. 50 de la Comunitatea Europeană, 40 din bugetul propriu. În 2008, singurul studiu serios de fezabilitate a fost pentru cele 8 spitale regionale proiectul domnului Nicolaescu, costurile estimate erau în jur de 120 de milioane de euro pentru fiecare spital.
la prețurile de atunci, care erau prețuri maxime, da, da, pe costurile de construcție. Între timp, datorită crizei și nu numai datorită crizei, costurile de construcție au mai scăzut. Ori, cu 320 de milioane de euro puteai face foarte multe. În jur de 250 de milioane ar fi cel mai mare spital din România, care ar putea concura chiar cu marile spitale din regiune. Sigur că, mă rog, domnul Dragnea vorbește de 3 miliarde jumate. Nu știu de unde face aceste calcule. Domnia sa, probabil în stilul PSD-ist, foarte obișnuit cu a arunca cifre amețitoare și apoi a găsi explicații de ce nu se poate și de ce dușmanii din afara și din interiorul țării nu ne lasă să dezvoltăm România. Genul ăsta de retorică foarte primitivă și foarte periculoasă. Foarte periculoasă, creează niște precedente, da. Pentru viitorul României. Da. Care ar fi prioritățile PNL-ului A, B și C pentru o viitoare guvernare? Care sunt prioritățile zero ale PNL-ului? În primul rând, o administrație centrală care să fie reformată, care să funcționeze în beneficiu cetățeanului și care să fie bine motivată cu creșteri salariale de între 30 și 40% în următorii 4 ani. Într-o formă etapizată, într-o formă sustenabilă, într-o formulă care să poată să fie susținută de creștere economică și de posibilitățile bugetare. Și înțeleg că la începutul săptămânii viitoare, ministrul Pâzlar o să iasă cu câteva principii de bază care ar fi viitoarea reformă a salarizării în domeniul public. Dar această creștere, pe niște studii, nu bazată doar pe niște studii și pe niște date economice și macroeconomice foarte clare. Și nu praf în ochi, cum încearcă PSD-ul, și nu punctual pentru o categorie pe care vrei să o atragi, viziune de ansamblu. Pentru toți cei care lucrează în administrația centrală și locală, dar care să vină la pachet cu mai mare responsabilizare și cu mai mare transparență. Susținerea mediului de afaceri prin scăderi de taxe, vrem să generalizăm cota de 16%, în primul rând pentru contribuțiile sociale la salarii pentru angajator, sunt cel puțin 4% care vor scădea, și apoi încet, încet etapizat în funcție și de creșterea economică și de veniturile bugetare, chiar și TVA-ul să-l aducem de la 20% la 16%, da, care ar da o foarte mare încurajare celor care lucrează în economia reală, dar în același timp va putea să crească și să stimuleze și consum. Și în al treilea rând, două domenii prioritare și esențiale, sănătatea și educația. În sănătate, domeniul pe care îl cunosc și pentru care am scris teza formată, prima dumneavoastră formație este de medic. Guvernare este aceea de a crește veniturile personalului medical și, mă rog, e legat de primul punct pe care l-am amintit. Doi, de a construi cele 8 spitale de care avem nevoie. 3 pe fonduri europene, 2 în parteneriat cu administrația locală, dacă vă dorim, și 3 pe fondurile de investiții ale Ministerului Dezvoltării. Accesul mai bun la medicamente cu actualizarea bianuală a listei de medicamente și accelerarea procedurilor pentru contractele cost-volum pe acele tratamente foarte scumpe, dar care putem obține discounturi foarte bune ca să vindecăm pacienții din România. Hepatita C este un exemplu. Și 4, o mai bună protecție a pacienților, standarde de calitate garantate și îmbunătățirea legislației în ceea ce privește pacienții. Vă mulțumim frumos! Și eu vă mulțumesc și sper să reușim să-i convingem pe bucureșteni, în primul rând să vină la vot, indiferent de opțiune, și în al doilea rând să dea încredere echipei Partidului Național Liberal. Sunt, așa cum spuneam, candidați în București ai PNL, care vor lupta pentru drepturile bucureștenilor, vor lupta pentru împotriva abuzurilor la care ar putea fi supus sau la care ar fi supuși și a risipei și a ineficienței cheltuirii banilor publici de către administrația PSD în București și vor lupta fiecare în domeniul în care activează pentru o Românie mai bună, o Românie care să meargă înainte. Nu vreau să speculez eu, dar domnul Dănăilă ar putea fi încărcit și pentru un viitor ministru al sănătății, adică dacă dânsul nu știe absolut, nu mai știe nimeni. Sigur. Academicianul Dănăilă este o personalitate uriașă de care Parlamentul României, și așa cum spuneți, nu doar Parlamentul României, poate beneficia la maxim. Este la un nivel de expertiză. Pe experiență, expertiză și mai ales determinare și cinste, corectitudine care a dat dovadă toată viața, dar nu doar el, Florin Câțu, Hildegard Brand, ceilalți colegi de pe lista de candidați la Camera Deputaților,
pot reprezenta cu multă cinste și cu multă eficiență pe bucureșteni în Parlamentul României și unii dintre ei, dacă vor avea votul Parlamentului, chiar și în viitorul executiv, pentru a pune în aplicare ceea ce scriem în programul de guvernare și pentru a duce România înainte pe drumul schimbării în bine și a reformelor. Vă mulțumesc frumos!